Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft challenge. M-am uitat prin comentarii, cel mai votat challenge de departe a fost draftul bătrânilor, în care ar trebui să aleg jucătorii care au peste 30 de ani în fiecare player pick, dar ca să facem lucrurile și mai interesante, voi alege jucătorul cel mai bătrân din fiecare player pick și vom vedea ce este, bineînțeles. Hai că iau un avantaj aici și pot veni echipe super interesante. 4-4-2 flete de departe, cel mai bun, pentru că am două posturi de mijlocaș central unde pot fi și Cam și CDM. Și începem cu clasicul Mark Overmars, prea mea Canomans, născut în 73, nici nu se mai pune problema. Totuși, iată niște jucători care sunt născuți prin anii 80. Este aici Alderweireld, Pjanic în 90 născut și Kroos, ok, pe aproape, hai fie. Am fost pe aproape acolo. Overmars este primul icon. Apropo, înainte să continuăm cu draftul, dacă vă plac aceste challenge-uri la draft și seria de drafturi în general, nu uitați să lăsați un like acolo. Ar fi foarte tare să facem peste 5.000 de like-uri. Hai să vedem dacă reușim această performanță. Mai departe, Ronaldo Nazario! Nebunie totală! A venit Ronaldo, care a născut în 76. Și dacă ar fost doar jucător de gold, probabil l-am pe Gameiro, eram obligat aici. Dar vine Ronaldo, prime Michael Moments. Ce star nebun pentru draftul bătrânilor! Cum ar fi să fie full icon? Ar fi rar de tot, uite că nu s-a întâmplat. Dar Oscar e foarte interesant. Și la luptă cu Sosa, nu, Oscar e 91 născut, Sosa în 85. Pare un card totuși mai bun pentru postul de mijlocaș central. 4 stele cu 4 stele. Are destul dribbling, are defending bun, powerhouse-ul pe el care o să-i dea defending și passing. Este un argentinian care apare acolo. Acum cu un atacant central. Și avem Leva, care e din 88, Zaha 92, 83, e cu Aliarela, îl ratasem. Am pierdut niște carduri foarte bune. Vine cu Aliarela și e din formul de 86 pe care îl are, cu care n-aș putea neapărat să joc. Dar draftul bătrânilor, oameni buni, dacă mă aveți idei de challenge-uri, nu uitați, scrieți acolo în comentarii, dați like challenge-urilor care vă plac. O să aleg din nou unul dintre cele mai like-uite, așa, challenge-urile cu cele mai multe like-uri de acolo din comentarii. Nani, 86, de departe, nici nu se apropie ceilalți. Nani, mijlocaș dreapta din MLS, ia să îmblez Matuidi, 87. De Bruyne era senzațional, da, din păcate. Blaze e cel mai slab din acest player pick, dar și cel mai bătrân jucător și merge cu Qualiarella din Serie A. Hai să vedem de la rezerve. Alegem 3 jucători de acolo. Gibbs, wow, 89, Turam în 97, super jucător, are o sezon foarte bună în Bundesliga. Iar Molenko, Diego Castro. Diego Castro e în 82, ținând cont că Ronaldo e în 76. Deci doar senzația, 6 ani diferență. Bine, pot să pun jucătorii cum vreau eu, nu trebuie să fie doar cei mai bătrâni, dar trebuie să aleg cel mai bătrân jucător și aici intervin problemele, pentru că nu toți jucătorii care au mai înaintat în vârstă sunt și buni. Iată-i pe ăștia doi rar, deci nu rar de gold. Hagi, a venit și Cică. Draftul bătrânilor, Gheorghe Hagi în 65, senzație. Și o să-l pun acolo, are Shadow-ul, astfel că trece aici să-i dăm niște viteză lui Gheorghe Hagi. Să vedem de fapt cum o să fie. Pot să pun și mijlocaș central cardul de lămână. De-aia e senzațional 4-4-2 pentru chemistry. Și Royce 89, Handanovic 84, la fel ca Thiago Silva. Nu cred că am nevoie de portar. Ar trebui să văd ce vine acolo. Uite aici, poate avea nevoie de un portar, poate nu o să vină portar bun și am greșit-o pe asta. Marcano 87, Varane era senzațional de aici. Da, e clar, Marcano e cel mai bătrân jucător. Fundaș stânga, Jordi Alba, Teles, are link-ul verde. E născut însă 92, Sandro 91, deja s-a trenat. 88, Marcelo sau Erkin. Trebuie să iau Marcelo. Nu, ce păcat. Aveam link-ul verde și Marcano nu e un fundaș rău. Virgil, Kabak, Ginter. Kabak nu cred că o să fie. Hai să vedem. Virgil 91, deci poți să iau un loc de Koulibaly. 2000 capac și 94 Ginter. Van Dijk din acest player pick. Interesant. Overmars îi dă un link verde dacă îl pun mijlocaș central. Ce nebunie aici. Asta e 99. La fel ca Walker, ok. Valencia 85, de parte Valencia. E pe final de carieră Valencia. Da, interesant, primul 11. Luăm și un portar. Mamă,
Să vezi că era cel mai bun Handanovic. Beto, care a jucat și la CFR Cluj, vine aici, nici măcar nu mai joacă în Portugalia, măcar avea link-ul cu Marcano. E acum în Turcia. Antonio Alberto Bastos, Pimparel. Nu trebuie un portar. Sper să vină un portar. 86. Wow, l-a făcut pe Di Maria ăsta. Cardozo. Cardozo argentinian. Ar merge să spunem cu Sosa. Într un atacant în loc de Qualiarella, poate mai vine un jucător. Iasă de Mane, 92. Schmeichel l-a făcut, n-ar fi rău. Și pot să-l iau pe Schmeichel, ok. Vine un portar destul de bun. Sunt curios dacă vine un fundaș în loc de Marcano, ar fi perfect. Trebuie iconul ăla. Luis Felipe, născut în 97. În același an cu mine acolo. 90 Iuri. Da, Iuri o să fie. Care merge mai bine decât Marcelo. Ne dă un plus. Și mai am un fundaș. Oh, Joe Gomez, dar e departe Gomez. 97 și el. Marquinhos 94, Hummels 88. L-a făcut pe Jordi Alba, trebuie să iau Mats Hummels. Va, era Gomez cu Virgil, bombă era. Asta e. Hummels. N-avem chem, n-avem bancă. Îl am încă pe Qualiarella. Nu-mi place. Hai să vedem, Aubameyang. Aubameyang în 89. Dar sunt jucători destul de tineri aici. Și da, pot să le iau pe Pierre-Emerick Aubameyang. Vârf însă nu merge atât de bine. Trebuie să mai vină jucători Premier League. Pepe, David Luiz. Sigur e Luiz. Nu se compar. 87, David Luiz, senzație. Da, mă, aveam nevoie de Luiz. E și de la Arsenal. Nu puteau pica mai bine cei doi, Aubameyang și David Luiz, super tare. Și mai am aici un jucător. Să vedem dacă putem face full cam. E Silverul. 81 Rodriguez. Jucătorul ăștia din Argentina, nu știu ce e cu ei, mă, că joacă până la 50 de ani, ce se pare aici. Încă un portar. Oblak. Nu o să fie Pepe Reina. O să fie Reina. E 92. Ne-a spart Reina, măcar îmi dă chemistry. Ne duce la 93 chem. Antrenorul nu prea mă ajută, spaniolul îi dă chemistry lui Marcano. Și îl voi alege pe San Jose. Aceasta va fi echipa, nicio modificare în primul minut. Nu de alta, dar nu prea avem ce să băgăm. Rămâne Qualiarella mai ofensiv, Nani. Da, schimbările nu o să aducă nimic în plus. Și vor juca Ronaldo cu Aubameyang, Overmars și Gheorghe Hagi. Dacă primeam un fundaș dreapta Premier League, dacă aveam un Trent acolo, ca exemplu, aveam full cam probabil. Dar în orice caz, nu e rău. Ținând cont că am luat mereu cel mai bătrân jucător, aici un draft care poate avea peste 90 chemistry în cazul în care mizez pe așa ceva, dar trebuie să avem jucătorii cei mai utili în teren. Conexiune bună și un 4-1-2-1-2 cu mijlocaș central. 192 pentru adversar, Zidane acolo, Gerard, are Lucas Aubameyang, Neymar e foarte bun. Iată o echipă destul de bine construită și Zizou sigur e periculos. Overmars. Îl avem pe Ronaldo, el o să ne care de data asta. E draftul în care Ronaldo trebuie să facă minune acolo, dar Aubameyang marchează primul. Pierre-Emerick cu golul în minutul 3. Un jucător foarte bun, Aubameyang. Joacă bine și la Arsenal acolo. Și sperăm să o facă și în acest draft. Un gol simplu pe care îl scrie. Se uită acolo să vadă. Să-și vadă numele pe tabela de marcaj. Oh, bine Ronaldo. Și e Gheorghe Hagi. Haide Gică. Câteva fente acolo. Așteptăm să vină Ronaldo. Excelentă fază din partea lui Gheorghe Hagi. Ronaldo Nazario. 2-0. Ce asist din partea legendei noastre, Maradona din Carpați acolo direct. Și e 2-0 în minutul 9. Super tare. Aubameyang, super pasă și va fi o ratare. Da, ciudat șut. Fotbal aici, Ronaldo.
Face 3-0. L-am rezolvat în 19 minute pe primul oponent. Iese la 3-0 și mergem mai departe. Al doilea meci, 191, tot același 4-1-2-1-2. A făcut full cam tot cu formația asta. Oponentul al doilea, Neymar, Owen. Owen ăla e foarte bun la draft. L-ați mai văzut pe aici, pe la mine. Rupe poarta. L-a și pe Douglas Costa, Ronaldo. Da, iarăși un atac eficient. Aubameyang își arată viteza. Și e Hagi pe cealaltă parte cu voleul. Pe lângă, ce execuție ratată acolo. Putea fi un eurogol. Dar din păcate, cam in exact execuția lui Gheorghe Hagi. Și acum e Ronaldo super aici și mută portarul. E, știe, știe și din astea. Și dacă vă întrebați cum se mută portarul, pentru că deseori primesc întrebarea asta, tot ce trebuie să faci este să-ți apăsa sticul drept și când îl muți se mută și portarul tău. În astfel de faze poate fi o chestiune utilă, dar trebuie să știi foarte bine cum să-l muți, pentru că ăsta din nou l-a mutat prea repede aici. Dar acum mă așteptam pentru că am văzut că a făcut-o. Trebuie cumva să îți dai seama dacă adversarul știe ce o să faci. Prima dată m-a păcălit, a doua oară îl execută Ronaldo. E, Ronaldo! Dă gol Cristiano! E lupta celor doi Ronaldo în meciul ăsta. Execuție frumoasă aici, pase bune. Aubameyang superb! Și dă pe lângă poartă. Cum așa ceva? S-a dus direct în tribune. A luat un om din tribune, le-a țint acolo. Probabil că vor fi ceva probleme pentru băiatul care a fost lovit de minge. Hai să vedem aici, Aubameyang iarăși. Nu trebuie să mai dezamăgească. Super fake shot, dar direct în portar. Ce înseamnă asta? Ronaldo bine. După acest corner e lupta celor doi Ronaldo în continuare. Rabona. Super aici, dar n-ajunge Aubameyang la timp. A trecut, mă. Gol cu ăsta. Nu cu fault. Tot așa. Foarte aproape de poartă. Face oare aceeași greșeală? Nu pot să cred așa ceva. A făcut-o. David Luiz e iar acolo și iar înscrie. Îi le pune pe tavă, practic. Dublă pentru David Luiz în meciul 2. Dintre toți fotbaliștii, nu mă așteptam ca David Luiz să scrie de două ori. Overmars din braziliană. Pentru Ronaldo Braziliano. Și întoarce balonul lui Overmars. Bară gol. Un golas aici. Golul 5. Și este cu siguranță golul care asigură victoria. Gata, e rage quit. 5-2 scor final. A treia echipă, 89 rating, 97 chem. Cea mai slabă de până acum. În 4-2-3-1 defensiv, Gomez de gold. Are Robertson de gold. Corea vârf. Însă nici Gomez, nici Felipe Anderson, nici Kanté n-au full chem. Alisson îi împartă cu chemistry-ul Cat, care nu îi oferă prea multe boosturi. Să încercăm și o centrare, că n-am centrat deloc. Farfecă oprită de Campbell. Dacă aș recupera aici, ar fi senzațional. Bravo, Virgile! Și e Ronaldo! În care pasa la Aubameyang, gol! 1-0! Recuperarea aia a făcut totul. Scăpa Messi, lovește bara. Am noroc. Mingea tot la el, dar până la urmă e tot 1-0. Bate Messi, dar l-am pus pe Valencia la timp acolo. Posibil să fi marcat Messi dacă n-aveam omul pe linie. Sosa. Opa, mea, ce pune pe șut, superb. 2-0. Ce frumos a executat aici acest șut pe Emerick Aubameyang. Ronaldo, aia e, 3-0. Foarte bine aici. Am făcut și media de vârsta jucătorilor, că avem acolo vârsta exactă, că eram foarte curios. Și aproape 36 de ani media de vârstă, hai să zicem, o rotujim. E 35.9, dar o duce la 36 de ani.
media de vârstă a jucătorilor din primul 11. Final de meci 3-0, nu s-a mai întâmplat mare lucru. Mergem în finală. Meciul 4, 90 rating, 97 chem. 4-3-3, false 9. Gheorghe Hagi, Suarez, Messi. Are Casemiro gol, Luis Alberto în form, doar 86 pentru el. Da, o echipă cu câteva carduri care nu sunt foarte bune, dar are totuși un Messi, un Hagi și o formație foarte interesantă. Ronaldo, super aici, mutase portarul, văzusem asta, dar n-am mai putut să șutez bine la acel colț. Nu e fault ăsta, ok. Da, bun arbitraj, hai că-mi place. Cam trage cu mine un pic, domn arbitru. Sau lasă jocul liber, că e sport de bărbați. Dar nu pot să trag, abia acum cu Ronaldo apără Summer. N-am un culoar clar de șut în zona centrală, are mereu fundat și acolo. Nu că asta un tactic bun pe care îl are, sau pur și simplu se poziționează bine Iconii. Nu! E Valverde, apără Schmeichel, ne salvează portarul. Ultima fază a primei reprize și Schmeichel e acolo la datorie. Ronaldo, superb, nu! Am dat pe lângă poartă. Am făcut semingea senzațional pentru un foleu și se duce pe lângă, o mare ratare. Mamă! Gheorghe Hagi înscrie el în minutul 59. Nu! Gol Suarez, haide bă! 2-0. Nu e bine. Pare că pierd finala în momentul ăsta. Bravo! 3-0. Hai că aș ca bine. Dar de ce faceți? Nu înțeleg. Benedier toți pe bancă, Dumnezeule. Da, ce să-i faci? Da. Nu se poate, Benedierul vieții, nu-l poți să opri. Oricum am impresia că e alt adversar în repriza a doua. Ăla în prima repriză n-a fost nici măcar pe aproape ca nivel ofensiv cum e ăsta. Da, e gata, asta e. 3 din 4. Asta e viața. Se termină meciul. Băi, nebănuiesc, na, au trecut minutele, dar m-a lăsat puțin arbitrul să fie. Urâtă înfrângere în finală. Foarte nasol, 3 pack-uri totuși. Măcar atât, poate un workout mai îmbunătățește finalul ăsta de draft. Că strică asta ziua. Jardel, minunat. Jardel din pack. Fitness, maestro, atât păstrez, 2900. Și, oh, încă un K. Bun, un bonus. Gold Players Pack și Rare Gold Pack, la câte carduri speciale sunt acum în FIFA. Chiar așa, să nu vedem și noi un jucător bun. O să fie Car Champions League. E vorba de Diata. Da, cam neinteresant. Ăștia-l pun la 650 pe Diata. Debussy, Plattenhardt. Minunat. Poate din Rare Gold Pack să ies pe plus. Poate vine un jucător să vedem workout-ul. Nu! Nimic! În general, așa se întâmplă la premii. Pică Ruben Neves. Îl vând cu 1400. Și bineînțeles, din Quicksell voi mai lua niște coins. O să păstrez ăsta de ligă. Totuși. Și cam atât. Da, acesta a fost draftul bătrânilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo. Mai spuneți-mi ce challenge-uri să mai fac aici la draft, în seria de drafturi la FIFA 20. Cam atât. Pa, pa!